Capitolul 2. Copilul dumneavoastră este un geniu? Ce mai e nou? L-am întrebat pe un prieten pe care nu-l mai văzusem de câțiva ani. El a scos imediat pormoneul și mi-a arătat o fotografie a fiicei lui în vârstă de 11 luni. Zâmbind mândru mi-a spus, e așa de deșteaptă. Nu-mi vine să cred cât de repede învață. În următoarele 20 de minute, acest tată mândru mi-a relatat în cele mai mici amănunte toate lucrurile pe care le învăța strălucita sa fiică. În cele din urmă, și-a dat seama că vorbise într-una și s-a scuzat. Îmi pare rău, dar sunt atât de mândru de fiica mea. Mă uimește cât e de deșteaptă și cât de repede învață. Sunt sigur că e un geniu. Este această mândrie caracteristică doar câtorva părinți? Nu cred. Cel puțin nu după experiența mea. Un lucru pe care l-am observat la toți părinții este că sunt cu toții uluiți de repeziciunea cu care învață copiilor. Fiecare proaspăt părinte pe care l-am întâlnit este sigur că nu e pe lume copil mai deștept decât al lui, că poate are chiar un geniu. Și sunt de acord cu ei. Cred că toți copiii se nasc genii. Dar în cazul multor copii, în timp ce ei cresc, se întâmplă ceva cu acest geniu. La unii, geniul pare să dispară, să se ascundă sau să ia într-o altă direcție. Deși soția mea Kim și cu mine nu avem copii, nou-născuții m-au fascinat întotdeauna. Îmi place nespus să privesc în ochii lor. Când mă uit în ochii lor, văd o ființă extrem de curioasă și de iscoditoare, ce mi întoarce privirea. Este ușor să observ că micuții învață în salturi exponențial. Baza lor de cunoaștere se dublează, probabil, în fiecare secundă. Tot ce pot pătrunde cu ochii este nou, este o minunăție, se adaugă la banca lor de date fără cenzură, judecați de valoare sau prejudecăți. Ei se scaldă în această nouă experiență numită viață. Zilele trecute am fost acasă la un alt prieten. Era în piscină cu fiica lui în vârstă de 3 ani. În timp ce îi făceam semn cu mâna, îndreptându-mă spre piscină, el a strigat. Ia uite ce fetiță am, o să devină campioană olimpică la anot. Am privit-o pe fetița care bătea apa cu dârzenie, apoi necându-se, dar făcând totuși progrese în timp ce înainta spre mândrul ei tată. Mi-am ținut respirația în fața fetiței care, fără colac și de-abia reușind să țină capul deasupra apei ca să respire, înainta încet către tatăl ei care o aștepta în capătul adânc al piscinei. În final am oftat ușurat când tatăl a prins-o în brațe și a spus: Iată-o pe mica mea notătoare curajoasă, o să câștigi olimpiada într-o bună zi. Și cred că așa va fi. Ce m-a uimit a fost faptul că, doar cu o săptămână înainte, fetița era îngrozită de apă. Cu numai o săptămână în urmă, îi era atât de frică, încât țipa când tatăl ei o ducea în piscină. Acum îi spunea că va fi campioană la not. Acesta, după părerea mea, este un gen de salt în învățare de care numai un geniu este capabil și orice copil se naște apt să învețe la acest nivel. Tata credea că toți copiii se nasc genii. După cum am descris în altă carte, tată bogat, tată sărac, tatăl meu adevărat a fost șeful învățământului în statul Hawaii la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70. Apoi a demisionat din această slujbă pentru a candida din partea republicanilor la postul de viceguvernator, o decizie nu prea înțeleaptă. A decis să candideze din motive de conștiință. Era foarte supărat din cauza nivelului corupției din guvern și dorea să schimbe sistemul de învățământ. Credea că ar fi putut întreprinde ceva pentru a reforma sistemul dacă devenea viceguvernator. Și încă nu avea prea multe șanse să câștige, s-a angajat totuși în cursă și și-a folosit campania pentru a aduce la lumină relele care credea că ar trebui îndreptate. Dar, după cum știm cu toții, electoratul nu votează întotdeauna pentru cel mai cinstit și mai sincer candidat. Însă, mai cred că tata a fost un geniu academic. Era un cititor vorace, un mare scriitor, un vorbitor strălucit și un profesor grozav. A fost șef de promoție pe tot parcursul școlii. A absolvit Universitatea din Hawaii cu mult înaintea celorlalți colegi din serie, și a devenit unul dintre cei mai tineri directori de școală din istoria statului Hawaii. A fost invitat să-și continue studiile la Universitatea Stanford, la Universitatea din Chicago și la Universitatea Northwestern.
La începutul anilor 80, colegii l-au desemnat drept unul dintre cei mai buni educatori din istoria lungă de 150 de ani a educației publice din Hawaii și i-a decernat titlul de doctor honoris causa. Chiar dacă îl numesc tatăl meu sărac, pentru că era mereu lefter, indiferent câți bani ar fi câștigat, am fost foarte mândru de el. Spunea adesea, nu mă interesează banii, și mai spunea, n-am să fiu niciodată bogat, iar aceste cuvinte au devenit profeții care se împlinesc de la sine. După ce citesc tată bogat, tată sărac, sărac, mulți spun, aș vrea să fi avut această carte acum 20 de ani. Mulți se întreabă apoi, de ce nu ai scris-o mai devreme? La care eu răspund, am așteptat ca tata să treacă pe lumea cealaltă înainte de a o scrie. Am așteptat 5 ani din respect. Știu că l-ar fi durut dacă ar fi citit cartea cât a fost în viață, dar în forma spirituală cred că e de acord cu lecțiile pe care le puteam învăța cu toții din viața lui. Multe dintre ideile conținute în cartea de față despre cum învață copiii și de ce se nasc toți copiii deștepți vin de la tată. Povestea următoare este despre un coleg de-al meu de clasă care în copilărie era considerat un geniu. Ea vorbește și despre faptul că, într-un fel sau altul, toți suntem genii. Copilul dumneavoastră are un IQ financiar ridicat? Când spui că o persoană are un IQ ridicat, ce înseamnă aceasta? Ce măsoară IQ-ul? Faptul că aveți un IQ mare vă generează succesul? Vă asigură bogăția? Când eram în clasa a patra, învățătoarea a anunțat clasa. Copiii, suntem onorați să avem printre noi un geniu. Este un copil foarte dotat și are un IQ foarte ridicat. A continuat anunțând că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Andrew, se numără printre cei mai străluciți elevi care avusese privilegiul să le predea. Până atunci, Andy Furnica, cum îi se spunea lui Andrew, fusese doar un copil obișnuit. Îi se spunea Andy Furnica pentru că era mărunțel și purta ochelari groși care îl făceau să semene cu o insectă. Acum trebuia să-i spunem Andy Furnica deșteapt. Neînțelegând ce înseamnă IQ, am ridicat mâna și am întrebat-o pe învățătoare. Ce înseamnă IQ? Învățătoarea a replicat pe un tot puțin înțepat. IQ înseamnă coeficient de inteligență. Apoi mi-a aruncat o privire severă care spunea, fără vorbe, acum știi ce e un IQ? Problema era că eu tot nu pricepeam ce e la un IQ, așa că am ridicat iarăși mâna. Învățătoarea s-a străduit să mă ignore, dar în final s-a întors către mine și a spus pe un ton măsurat. Da, ce întrebare ai de data aceasta? Păi ați spus că IQ-ul este coeficientul de inteligență, dar asta ce înseamnă? Învățătoarea s-a stropșit la mine, pierzându-și răbdare. V-am spus că dacă nu cunoașteți un cuvânt, trebuie să-i căutați definiția la dicționar și caută-l singur. Bine, am rânjind, dându-mi seama că nici ea nu cunoștea definiția. Dacă ar fi știut, ar fi spus-o cu mândrie întregii clase. Văzusem că, atunci când nu știa ceva, nu recunoștea niciodată și ne punea pe noi să căutăm. După ce am găsit în sfârșit coeficient de inteligență, în dicționar am citit definiția cu voce tare. Substantiv, un număr utilizat pentru a exprima inteligența relativă aparentă a unei persoane care se determină împărțind vârsta sa mentală rezultată în urma unui test standardizat la vârsta sa cronologică și înmulțind cu 100. Când am terminat de citit definiția, am ridicat privirea și am spus, tot nu pricep ce este IQ-ul. Frustrată, învățătoarea a ridicat vocea și a spus, nu pricepi pentru că nu vrei să pricepi. Dacă nu înțelegi, trebuie să aprofundezi singur această chestiune. Dar a spus că este important, am ripostat. Dacă găsiți că este important, spuneți-ne cel puțin ce înseamnă și de ce este important. În acel moment, Andy Furnica s-a ridicat în picioare și a spus, voi explica eu clasei. A ieșit din bancă, s-a dus la tablă pe care a scris 18 vârstă mentală, împărțit la 10 vârstă cronologică, 100 egal cu 180 IQ. Deci, lumea spune că sunt un geniu fiindcă am 10 ani, dar am obținut la test punctajul unei persoane în vârstă de 18 ani. Clasa a rămas tăcută o vreme, rumegând informația pe care Andy tocmai ne-o pusese pe tablă.
Cu alte cuvinte, dacă nu-ți mărești capacitatea de a învăța pe măsură ce crești, coeficientul de inteligență îți poate scădea, am spus. Așa, aș interpreta-o și eu, a spus Andy. Poate că sunt un geniu astăzi, dar dacă nu-ți sporesc cunoștințele, IQ-ul scade cu fiecare an. Cel puțin asta arată ecuația. Deci, poți fi geniu azi și tot mâine, am zis râzând. Foarte amuzant, a spus Andy, dar corect. Știu totuși că nu e cazul să-mi fac griji că o să mă întrești tu. Vedem noi după ore, nu m-am lăsat eu. Ne întâlnim pe terenul de baseball și vedem atunci cine are cel mai ridicat IQ. Am râs și la fel au făcut toți elevii din clasă. Andy Furnica era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Știam cu toții că e deștept și știam că nu va fi niciodată un mare sportiv. Dar chiar dacă nu putea lovi sau prinde mingea, făcea totuși parte integrantă din echipa noastră. La urma urmei, pentru asta sunt prietenii. Ce IQ financiar aveți? Așadar, cum măsurați IQ-ul financiar al cuiva? Îl măsurați după mărimea salariului, după cât este bogat, după tipul mașinii pe care o conduce sau după dimensiunile casei. Câțiva ani mai târziu, la multă vreme după discuția despre genialitatea lui Andy Furnica, l-am întrebat pe tatăl meu bogat ce credea că înseamnă un IQ financiar. Mi-a răspuns imediat. Inteligența financiară nu se referă la câți bani faci, ci la câți bani păstrezi și cât de bine lucrează banii aceștia pentru tine. Totuși, odată cu trecerea timpului, și-a reflectat definiția inteligenței financiare. A spus odată, știi că inteligența ta financiară crește dacă, pe măsură ce îmbătrânești, banii pe care îi ai îți asigură mai multă libertate, fericire, sănătate și îți oferă mai multe șanse în viață. A continuat explicând că mulți oameni fac mai mulți bani odată cu înaintarea în vârstă, dar banii nu fac decât să le asigure mai puțină libertate în forma unor note de plată mai mari. Notele de plată mai mari înseamnă că persoana ar trebui să muncească mai mult pentru a le plăti. Pentru tatăl bogat, nu aceasta părea să însemne inteligență financiară. Mi-a mai explicat și că vedea mulți oameni făcând o grămadă de bani, dar banii nu-i făceau mai fericiți. Din nou nu vedea aici inteligență financiară. A spus, de ce să muncești pentru bani să fii nefericit? Dacă trebuie să muncești pentru bani, fă în așa fel încât să muncești să fii fericit. Asta înseamnă inteligență financiară. Când venea vorba despre sănătate, spunea, prea mulți oameni muncesc prea mult pentru bani, se lasă încet uciși în timp, ce fac asta? De ce să tragi din greu sacrificând bunăstarea mentală și fizică a familiei și a propriei persoane? Nu este inteligent din punct de vedere financiar. Mai spunea, când era vorba despre sănătate, nu există atac de cord subit. Atacurile de cord și alte boli, precum cancerul, se dezvoltă în timp. Sunt provocate de lipsa exercițiului fizic, de o dietă proastă, de bucurii insuficiente, când toate acestea se întind pe perioade lungi. Din cele trei, cred că lipsa bucurilor este cauza principală a atacurilor de cor și a altor boli. Mai spunea, prea multă lume se gândește mai degrabă la cum să muncească mai mult decât la cum să se distreze și să se bucure de acest minunat dar, viața. Când era vorba despre alege, spunea, știu că, afla la clasa întâia unui avion, ajung la destinație în același timp cu cel la clasa economică. Nu asta e chestiunea. Chestiunea este, poți să alegi între a merge cu clasa întâi sau clasa economic? Cei mai mulți oameni de la clasa economic nu au de ales. Tatăl meu bogat continua explicând că inteligența financiară îi dădea unei persoane posibilitatea de a alege în viață. Banii înseamnă putere pentru că mai mulți bani îți dau posibilitatea să alegi din mai multe variante. Dar cel mai mare accent îl punea pe lecția despre fericire și cu cât îmbătrânea, revenea mai des asupra ei. Apropiindu-se de sfârșitul vieții și având mai mulți bani decât ar fi visat vreodată, o lua iar și iar de la capăt. Banii nu te fac fericit. Să nu crezi niciodată că vei fi fericit când vei ajunge bogat. Dacă nu ești fericit în timp ce strângi bani, este puțin probabil să fii fericit când devii bogat. Deci, fie că ești bogat sau sărac, ai grijă să fii fericit. Aceia dintre dumneavoastră care mi-au citit celelalte cărți înțeleg că tatăl meu bogat nu-și măsura IQ-ul financiar în unități de măsură financiare tradiționale.
Cu alte cuvinte, nu banii din cont sau bogăția, ori mărimea portmoneului, aveau pentru el importanță maximă. Dacă ar fi să definim ce anume i-a adus lui inteligență financiară, aceasta ar putea fi libertate. Îi plăcea să aibă libertatea să muncească sau să nu muncească și libertatea de a alege cu cine lucra. Îi plăcea libertatea de a cumpăra ce voia fără să-și facă griji în pricina prețului. Îi plăcea sănătatea, fericirea și alegerea pe care și-o putea permite, deoarece era liber. Îi plăcea libertatea și capacitatea financiară pe care le avea de a dona bani în scopuri caritabile pentru cauze în care credea. Și în loc să se plângă de politicieni și de neputința de a schimba sistemul, avea politicieni care veneau la ei și ceară sfatul și sperând la contribuțiile lui în campania electorală. Îi plăcea să aibă puterea asupra lor. Ei mă caută, nu-i caut ei. Orice politician își dorește votul săracului, dar nu-l ascultă pe sărac. Nu-și poate permite și asta e tragic, spunea el. Și totuși, ceea ce prețuia cel mai mult era timpul liber pe care îl cumpărau banii. Îi plăcea să aibă timpul să-și vadă copiii crescând și să lucreze la proiecte care îl interesau, fie că aduceau sau nu bani. Așa că tatăl meu bogat își măsura IQ-ul financiar mai mult în timp decât în bani. Ultimii ani ai vieții sale au fost cei mai veseli, fiindcă își petrecea cea mai mare parte din timp dând bani, mai curând decât încercând să-i păstreze. Părea că să se simte la fel de bine dând bani ca filantrop, pe cât se simțea făcându-i ca om de afaceri. A dus o viață bogată, fericită și generoasă. Cel mai important, a avut o viață de o libertate nețărmuită și astfel și-a măsurat IQ-ul financiar. Ce este inteligența? Tatăl meu adevărat, șeful învățământului și profesor talentat, a fost cel care a devenit în cele din urmă îndrumătorul personal al lui Andy Furnică. Andy era atât de deștept încât ar fi trebuit, când era în clasa a cincea, să fie de fapt în ultimul an de liceu. Părinții lui erau îndemnați stăruitor să-l determine să facă mai multe clase într-un an, dar ei au vrut ca el să rămână cu grupa lui de vârstă. Odată ce tatăl meu adevărat era de asemenea un geniu academic, care absolvise numai 2 ani o universitate care durea în mod normal 4, a înțeles prin ce trecea Andy și a respectat dorințele părinților lui. În multe feluri îi aproba, dându-și seama că vârsta academică nu era la fel de importantă ca dezvoltarea emoțională și fizică. Era de acord că pentru Andy era mai bine să se maturizeze emoțional și fizic decât să se ducă la liceu sau la facultate unde să aibă colegi cu dublul vârstei sale. Așa că, după ce mergea la școală elementară împreună cu copii obișnuiți, Andy venea la tata, șeful învățământului, și își petrecea după amiezele studiind alături de el. Eu, pe de altă parte, mă duceam la tatăl meu bogat și îmi începeam instruirea în domeniul inteligenței financiare. Mi se pare interesant să reflectez la faptul că unii își asumau răspunderea de a învăța pe copiii altora. E plăcut să vezi că și în ziua de azi mulți părinți se oferă în mod voluntar să-și petreacă timpul predând sporturi, artă, muzică, dans, meșteșuguri, afaceri și altele. În cele din urmă, toți adulții sunt profesori într-un fel sau alții și, ca adulți, suntem profesori mai mult prin ceea ce facem decât prin ceea ce spunem. Când învățătoarea noastră a anunțat clasa că Andy este un geniu cu un IQ ridicat, în esență ne-a spus că noi ceilalți nu suntem. M-am dus acasă și l-am întrebat pe tata care este definiția inteligenței. Răspunsul lui a fost simplu. Nu a zis nimic decât. Inteligența este capacitatea de a-ți face distinții mai fine. Am stat o clipă neînțelegând ce spune. Am așteptat să explice mai mult, știind că tata, adevărat pedagog, nu mă putea lăsa nelămurit. În cele din urmă și-a dat seama că nu-i pricepusem explicația, așa că a început să vorbească pe limba unui copil de 10 ani. Știi ce înseamnă cuvântul sport? M-a întrebat tata. Sigur că da, am zis, îmi plac sporturile. Bine, a replicat. Există vreo diferență între fotbal, golf și surfing? Bineînțeles, am spus însuflețit. Sunt diferențe enorme între aceste sporturi. Bun, a continuat tata, în maniera sa pedagogică. Aceste diferențe se cheamă distincții. Adică distincțiile sunt tot una cu diferențele, am întrebat. Tata a încuvințat. Deci, cu cât pot observa mai bine diferențele dintr-un lucru, cu atât sunt mai inteligent, am întrebat. Așa este, a răspuns tata.
Așadar, tu ai un IQ în sport mult mai ridicat decât al lui Andy, dar Andy are un IQ academic mult mai înalt decât al tău. Asta înseamnă că, de fapt, Andy învață cel mai bine citind, iar tu înveți cel mai bine făcând. Deci, Andy se descurcă mai ușor cu învățatul în clasă, iar tu te descurci mai bine când trebuie să înveți pe terenul de sport. Andy va învăța istorie și științe repede, iar tu vei învăța baseball și fotbal repede. Am rămas tăcut o vreme. Tata, fiind un bun pedagog, m-a lăsat să stau acolo până ce am digerat spusele. În sfârșit, mi-am revenit din transă și am spus: deci, eu învăț jucându-mă, iar Andy învață citind. Tata a înconvințat din nou. După câteva momente a spus: sistemul nostru școlar acordă mare importanță inteligenței academice sau școlaristice. Așa că atunci când se zice după despre cineva care are un IQ ridicat, se înțelege IQ școlastic sau academic. Testul IQ curent măsoară în principal IQ-ul verbal al cuiva sau abilitatea sa de a citi și de a scrie. Tehnic, așadar, o persoană cu un IQ ridicat este cineva care învață repede citind. Nu măsoară tot ce ține de inteligența cuiva. Acest IQ nu este o măsură a inteligenței artistice, fizice sau chiar matematice, chiar dacă toate sunt demne de luat în considerare. Continuând, am spus: atunci când învățătoarea spune că Andy este un geniu, înseamnă că învață mai bine din citit decât mine, iar eu învăț mai bine făcând. Da, a zis tata. Iar am rămas pe gânduri câteva momente. Începeam încet să pricep cum se aplica în cazul meu această nouă informație. Deci trebuie să găsesc ideea învățat care se potrivește cel mai bine stilului meu de învățare, am zis în cele din urmă. Tata a dat din cap. Ai totuși nevoie de citit, dar se pare că tu vei învăța mai ușor făcând decât citind. În multe feluri, Andy are o problemă prin faptul că poate citi, dar nu poate face. În unele privințe, pare că se va adapta la lumea reală mai greu decât tine. Se va descurca bine atât timp cât rămâne în lumea academică sau științifică. De aceea este stângaș pe terenul de baseball sau cum vorbește cu ceilalți copii. De aceea cred că e grozav ca tu și prietenii tăi să l acceptați în echipele voastre sportive. De la voi învață lucruri pe care nu le poate învăța din cărți. Subiecte și calități foarte importante pentru succesul în lumea reală. Andy e un prieten grozav, am spus, dar preferă să citească decât să joace baseball. Iar eu prefer să joc baseball decât să citesc. Deci înseamnă că e mai deștept în clasă pentru că învață mai bine acolo. Dar asta nu înseamnă că este mai deștept decât mine. IQ-ul lui arată că e un geniu la învățarea din citit. Deci eu trebuie să găsesc o cale de a face mai multe distincții mai repede ca să pot învăța mai repede, în felul în care mi se potrivește cel mai bine. Înmulțirea prin diviziune. Tatăl meu pedagog a zâmbit. Așa te vreau. Găsește o cale prin care să faci distincții repede și vei învăța repede. Ține minte mereu că natura înmulțește prin diviziune, a spus. O celulă se dezvoltă prin diviziune. Același lucru este valabil și în cazul inteligenței. În momentul în care împărțim un subiect în două, ne-am sporit inteligența. Dacă le împărțim apoi pe fiecare dintre cele două în alte două, se fac patru și inteligența se multiplică prin împărțire. Aceasta se numește învățare în salturi, nu învățare liniară. Am dat din cap, înțelegând cum putem învăța mai rapid, odată ce știm cum învățăm cel mai bine. Când am început să joc baseball, nu știam mare lucru, am zis, dar am aflat curând diferențele dintre o eliminare, o cursă completă cu punctaj maxim și ajutor la înscrierea unui punct. La asta te referi când spui că inteligența îmi crește prin împărțire sau făcând distincții mai fine? Așa este, a replicat tata. Și cu cât te prinzi mai mult în joc, cu atât vei descoperi mai multe distincții noi și fine. Nu găsești că devii mai bun pe măsură ce înveți mai mult? Ba da, am spus. Când am început să joc baseball, nici nu puteam să lovesc mingea. Acum pot să lovesc mingea, să o rostogolesc, să obțin un punctaj maxim și să o arunc dincolo de gard. Știi că am făcut 3 curse complete anul acesta? Am spus mândru cu fața numai zâmbet. Da, știu, a spus tata. Și sunt foarte mândru de tine.
Îți dai seama că există mulți oameni care nu fac diferența dintre o lovitură de sacrificii și o cursă completă? Habar n-au despre ce vorbești și cu siguranță nu sunt capabili să facă lucru despre care vorbești. Deci IQ-ul meu în baseball este foarte mare, am spus zâmbind. Foarte mare, a zis tata. Așa cum IQ-ul lui Andy este realmente mare, dar el nu poate lovi o minge de baseball. Mie îmi spui, am zis. O știi, Andy, diferența dintre o lovitură de sacrificiu și o cursă completă, dar n-ar fi în stare să facă nici una, nici alta, măcar că i-ar atârna viața de asta. Asta e problema cu judecata cuiva numai după IQ-ul său academic, a spus tatăl meu pedagog. Adeseori, oamenii cu un IQ academic mare nu se descurcă bine în realitatea de zi cu zi. De ce oare, am întrebat? Este o întrebare bună, la care nu am cu adevărat un răspuns. Cred că din cauza că educatorii se concentrează în primul rând asupra aptitudinilor mentale și nu asupra convertirii cunoștințelor mentale în cunoaștere practică. Mai cred că noi, pedagogii, îi pedepsim pe oameni pentru greșelile pe care le fac și dacă ți-e frică să nu faci greșeli, nu vei mai dori să faci nimic. În învățare punem accent prea mare pe nevoia de corectitudine și pe teama de eroare. De teamă să nu greșească, să pară apoi proști, oamenii se abțin să treacă la fapte. Și, la urma urmei, din fapte învățăm. Știm cu toții că învățăm din greșeli și totuși, în sistemul de învățământ, îi pedepsim pe elevi pentru că fac prea multe greșeli. Lumea învățământului este plină de oameni care pot să-și spună tot ce vrei despre baseball, dar nu sunt în stare să joace ei înșiși. Și când învățătoarea spune că Andy e un geniu, asta înseamnă că e mai bun decât mine? Am întrebat. Nu, a spus tata. Dar la școală se va descurca mai ușor decât tine cu învățatul, doar ce capacitatea lui de a citi este la nivel de geniu. Totuși, pe terenul de sport, tu vei învăța mai repede decât el. Asta e explicația. Deci IQ-ul mai ridicat poate însemna doar că el învață mai repede citind, dar nu înseamnă că eu nu pot învăța tot ce știe el, am replicat, căutând să mă lămurești mai bine. Cu alte cuvinte, pot să învăț ceva dacă vreau să învăț acel lucru. Nu este adevărat? Exact, a spus tata. Învățătura înseamnă atitudine și dacă ai acest gen de atitudine pozitivă față de învățare, te vei descurca mai bine. Dar dacă ai atitudinea unui ratat ori a uneia care se dă bătut, nu vei învăța niciodată nimic. Am scos revista de baseball din buzunarul de la spate. Era zdrențuită de atâta răsfoit. Îmi place să citesc această revistă. Pot să spun care sunt scorurile, medaliile la bătaie și salariile jucătorilor. Dar când o citesc în clasă, învățătoarea mea ia. Așa cum e și normal, a spus tata, dar ar trebui să te încurajeze să o citești după ore. Am dat din cap, înțelesesem în sfârșit de ce avea Andy un IQ mai mare. Dar și mai important era faptul că aflasem cum învățam eu cel mai bine. În acea zi am aflat că eu învățam cel mai bine făcând întâi un lucru și citind apoi despre el. De pildă, cu baseballul, cu cât jucam mai mult, cu atât îmi doream să citesc mai mult despre acest sport. Dacă nu jucam, nu mă interesa să citesc despre el. Era o modalitate de învățare care dădea în cazul meu cele mai bune rezultate. Era felul în care aveam să învăț pentru tot restul vieții. Dar mai întâi încercam ceva și mi se părea interesant, mă pasiona și mai mult după ce citeam pe marginea acelui subiect. Dar dacă mai întâi nu mă puteam implica practic în ceva ori puteam doar să citesc despre un anumit lucru. Eram rareori interesat și, prin urmare, nu-mi doream să citesc despre acel lucru. Având numai 10 ani, învățam suficient pentru acea zi. Îmi epuizasem rezerva de atenție. Luându-mi mânușa de baseball și bâta, m-am îndreptat către ușă pentru a face distincții mai fine în jocul de baseball. Aveam de îmbunătățit un IQ în baseball și practica era pentru mine modalitatea cea mai nimerită de a face asta. În plus, știam că, dacă nu exersam constant, Andy Furnica am putea lua locul în echipă. Acea explicație primită de la tatăl meu pedagog a constituit motivul principal pentru care am terminat liceul și am reușit să supraviețuiesc foarte severei academii militare cu o programă teoretică riguroasă. Datorită acestei explicații am știut că, deși nu aveam un IQ academic ridicat, nu însemna că nu eram deștept.
Însemna doar că trebuia să găsesc modul de învățare care îmi se potrivea cel mai bine. Fără cunoștință prețioasă, aș fi abandonat liceul cu mult înainte de absolvire. Personal, am găsit școala prea înceată, plictisitoare și neinteresantă. Nu mă interesau cele mai multe dintre materiile pe care le aveam de studiat, dar am descoperit cum le pot învăța, astfel încât să iau examenele. Ce m-a făcut să continui a fost conștientizarea faptului că de-abia după ce terminăm școala și avem o diplomă de colegiu, avea să vină în adevărata mea învățătură. Câte tipuri de genuri există? Pe la începutul anilor 80, un om pe nume Howard Gardner a scris o carte intitulată Inteligențe multiple. În cartea lui identifică 7 tipuri de geniu sau inteligențe diferite. Iată-le. 1. Lingvistic. Acesta este genul pe care sistemul nostru de învățământ îl folosește în mod curent pentru a măsura IQ-ul cuiva. Este o capacitate nativă a unei persoane de a citi și de a scrie cuvinte. Este o inteligență foarte importantă, deoarece reprezintă una dintre modalitățile principale prin care oamenii adună și transmit informații. Jurnaliștii, scriitorii, avocații și profesorii sunt adeseori dăruiți cu acest geniu. 2. Logic matematic. Este genul legat de datele măsurate în numere. Evident că matematicienii sunt cei dotați cu acest geniu. Unui geniu cu pregătire formală i-ar fi necesare atât genul lingvistic cât și cel matematic. 3. Corporal kinestezic. Este genul cu care sunt dăruiți mulți mari sportivi și dansatori.